dintr-o dată, măi, mai am și un cozonac de pus într-un roller. Alo? Alo? Ce faci, nepoate? Uite, bunică, de acasă, Matale, ce faci? Ai pus pachetul? Fix acum terminam din pacheta, câte ceva mai adunam. Fii atent și s-am trimis. S-am trimis așa. Auzi, dar poate nu trimiți iar mult ca anul trecut, nu? Nu, Nica! Fii atent, ce-am trimis doi cârnați. Păi nu-i cam puțin acum? 2 km de cârnați. 2 km? Păi da, că am făcut și bornul kilometric din tobă la cârnați. Păi și de ce așa de multă tobă? E, ca să-ți amintești când erai tu mic și duceai și erai toboșat. Da, și ce, așa mai pus și 50 de chile de chișcă, că atunci când o mănânci, te chișcă limba. Păi, bunică, dar e prea mult, bunică. E, las că după aia tu te prostești și mănânci toate hamonurile și toate porcările de la voi. Da, bine. Ți-am zis că mi-era poftă de șoric. Șoric ai pus? Da. Am pus 80 de metri. Dar ce să faci cu atâta șoric, bunica? Păi da, și puteți să-și cu ocazia asta acoperiți balconul în cazul în care plouă și mai mâncați câte un colț. Dacă vă trimite cineva la colț, să aveți acolo și să mâncați. Bunică, e prea mult, n-am ce să fac cu atâta. Dar lasă, mai bine să rămână decât să n-ajungă. A, și la porți am mai pus și barabule. Cam cât? Vreo 250 de kg. 250 de kg de bară de cartofi? Vreo 250 de kg. Bunică, dar nu mănâncă nimeni 250 de kg de cartofi așa din nebuni. Păi da, de asta ți-am pus și niște murături. Murături? Te pomeniști că nu mai știi ce înseamnă de când te-o apucată tăci fonfeuri acolo la Madrid. Dragă, sunt un fel de fructe de mare, numai că nu sunt fructe de mare, sunt fructe de moare. Na. A, și chiar acum mă duc în piești să iau butoi de murături. Vrei să-mi trimiți un butoi de murături în Spania? Un butoi de 100 de chili. Ei, 100 de chili, 100 de chili ți-am trimis pentru moș să văd dacă îți plac. Băi, să-mi un butoi și ăla de 30 de chili. Doamne, ferește-ne de atâta murătură. Murătură? Ai grijă cum vorbești, că sunt bunica ta. Bunica, ascultă, îi prea mult. Lasă, mai bine să rămân decât să n-ajung. Dar o să rămână pentru 7 generații astea. Aș, bineînțeles, am trimis și niște fasoli, fii atent. Câte? 100 de chili. Degeaba trimit fasole, că lumea are fasole aici, nu mai trebuie să trimiți tu. A, ai și tu dreptate, când veniți din țările străini, veniți cu toate bășenile pe voi. Lasă că vă trimit doar murăturile. Da, da, auzi, da, de băut nu trimiți ceva? Și de băut îți trimit butoiul ăla acela cu vin cu de 800 de chili. 800 de chili? De fapt, știi ce? Mai bine să rămân decât să n-ajungă. Bine, atunci ați trimis și niște cozonaci. Da, chiar de asta spunea și Mirela că ar vrea. Că zicea că poate vin colindători pe aici. Păi cât să-mi trimiți? Măcar vreo 200. Bunică, e Crăciun, nu-i parastas aici. Nu sunt soară nimeni, nu moare nimeni. N-ai de ce să-mi trimiți așa de mulți cozonaci. Lasă, copil, dacă mor de la asta mâncare de Crăciun, îmi face și parastas. Doi un unu și ca cozonașii mei. Îi aveți cu rahat, dar și cu lucruri dulci. Bunică, dar nu-i normal să-mi trimiți atâta cozonac. N-am ce să fac cu el. Îl lasă, ține minte că e mai bine să rămân decât să n-ajungă. Altceva mai trimiți? Da, niște brânză de vacă, am 100 de kg. 100 de kg de brânză vrei să-mi trimiți? Dar Matale, te-ai stricat tot la cap? Eu nu m-am stricat, dar brânza s-ar putea să strice. Ai beș? N-am. Atunci închiriați unul. Drept să vă spun, vrem să vă trimit toată vaca, dar decât să închiriați un graș, mai bine închiriați un beș. Cum să-mi trimiți bunic în vaca cu totul, dar chiar așa de bou mă vezi? Dar ouă nu vrei să-mi trimiți vreo 4-500? Nu, 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 că îți trimit vreo 10-15 găini vii de alea care sunt ouă mult. Deci tu vrei să-mi trimiți găini pe care să le ține un apartament în Spania? Da și are drag, să mai joacă și cu ochii și ăla cu un animal și alții au mâță, alții au pisuși, găina e mai bună. Când nu lați păr, nu lați ca să aud veșinii, e numai și dacă îmbătrânești o pui și în șorbă. Și mai târziu, te faci și designer vestimentar. Mă, bunică, dar n-am loc pentru găini în apartament. Cum n-ai? Dar cu muierea așa de mine la care o țin numai de frumusețe? E? Cum să în apartament pe poate cloșcă? Cum adică cloșcă? Că o țin mă pe ouăle tale. Bunica, ascultă-mă un pic. Mi-ai trimis prea mult, nu am ce să fac cu atâta marfă, nu am unde să o pun. Ei, lasă, ține minte din nou. Mai bine să rămân decât să n-ajung. Bine, bunica, bine. Altceva mai vrei să mai vorbim, să te ajut cu ceva? Da, aș dori dacă se poate, că eu o să-ți trimit atâtea bagaje, să-mi trimit și mie niște bănușori, dacă se poate. Bine, bunica, cam cât ai avea nevoie? E,
gândești? Cam 10-20 de mii de euro. Cât? Dar ce ai nevoie, mă, de ața bani? Ce faci cu ața bani? De unde îți dau ața bani? Păi știi vorba mea, nepoate? Mai bine să rămâne decât să n-ajung. Hai să trimite banul.